Astăzi o să continuăm discuția despre șabat. Biserica spune că noi nu mai trebuie să ținem șabatul, ci trebuie să ținem Duminica ca ziua sfântă. Cu toate că am văzut în episodul trecut că Duminica de-abia apare în scripturi, și când apare nu are nicio importanță, comparativ cu șabatul care apare de sute de ori. Și tot timpul este menționat ca ziua Sfântă, ziua pusă la o parte de Creator, ziua Creatorului. Una dintre principalele motive pentru care Biserica spune că Duminica a devenit ziua Sfântă este faptul, faptul din punctul lor de vedere, că Mântuitorul nostru a înviat Duminica. Cu toate că, și dacă ar fi așa, noi nu am primit nicio poruncă sau nicio instrucțiune de Creator, de Mântuitor sau de oricine altcineva în scripturi, că noi ar trebui să schimbăm ceva vis, vis de ziua de odihnă. Dar ei spun că deoarece Mântuitorul nostru a înviat Domenica, de aceea noi respectăm ziua asta, ziua Domnului. Și asta ne duce la un alt subiect vis, -vis de religiile lumii care propovăduiesc minciuni. Una dintre minciuni am văzut este numele Creatorului. Astăzi, practic, nimeni nu cunoaște numele și toată lumea are impresia că nu trebuie să știe, deoarece el știe despre cine e vorba. Nu toate. Una dintre cele mai mari porunci este să nu iei numele lui în desert. Nu iei numele lui în deșert. Nu-l faci una cu nimic. Tu trebuie să știi numele. Plus, Mântuitorul ne-a învățat rugăciunea Tatălui, și știm că acolo ne învață așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Practic, noi trebuie să știm numele ca să putem sfințe, nu? Sau am pierdut ceva? Asta numai ca o paranteză. Nu vreau să intru mai departe că asta este un alt subiect pentru o altă zi. Dar, asta pune spotlight-ul pe căile bisericii sau a religiei. Și dacă am văzut că ei sunt în stare să ascundă numele Creatorului, oare nu fac același lucru și cu ziua sfântă, care este o altă poruncă foarte importantă? Dar hai să vedem ce ne spune doctrina Paștelui creștin. Religia ne învață în felul următor. Mântuitorul sau Isus, Domnul, a fost răsignit vineri. A murit vineri pe cruce. Și a înviat duminica la prima oră. Asta înseamnă la ei trei zile după Scriptură. Asta cunoaște toată lumea și am zis să începem cu primiza cu care toată lumea este familiară. Deci, de vineri după masa până duminica dimineața sunt trei zile după Scriptură. Asta spune creștinismul. Acum hai să vedem ce ne învață cuvântul. Și ca să vedem ce ne spune cuvântul, ne pornim de la Matei 12. La 38 ne spune așa. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis. Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Dar drept răspuns, el a zis. Un neam viclean și prea curvar. Cere un semn. Dar nu îi se va da, noi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona căci după cum Iona asta trei zile și trei nopți în celechitului chitului, așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți, trei zile și trei nopți în inima pământului. Pe dacă Mântuitorul a fost pus în inima pământului vineri seara la șase, cum a stat el trei zile și trei nopți până duminica dimineața. Vă spun eu, nici cum nu a stat așa, pentru că toată povestea asta cu vineri până duminică este o fabricație să poate ei scoate la urmă duminica cu o oarecare importanță. Dar hai să vedem ce zice aici. De la ceasul al șaselea, Până la ceasul al 9-lea s-a făcut un peste toată țara. Ceasul al 6-lea înseamnă ora 12, iar ceasul al 9-lea înseamnă ora 3. Și pe, și pe la ceasul al 9-lea, Iahușa a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă mergem mai jos... La 62, citim așa. Deci asta, teoretic, s-a întâmplat vineri, ceea ce zice el acolo. După doctrina ortodoxă sau creștină. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat. Pe a doua zi, după ce? A doua zi, după ce a fost el. După ce a murit el, da? După ziua pregătirii. Pe ziua pregătirii, ce înseamnă? În general, ziua pregătirii înseamnă vineri. Dar de ce înseamnă vineri? Pentru că este ziua de pregătire pentru șabat. Asta este semnificația zilei pregătirii. Un lucru foarte important trebuie să considerăm aici. Când s-a petrecut tot evenimentul ăsta adică răstignirea Mântuitorului, era o sărbătoare foarte importantă. Și nu era sărbătoarea Paștelui care o știm acum, ci era Peșacu. Era Paștele lui Iahua. Leviticul 23 cu 4 spune așa. Iată sărbătorile lui Iahua cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. Adunările astea sfinte sunt niște șabate. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri vor fi Paștele lui Iahua, Peșacul, nu Paștele. Și în a 15-a zi a lunii, acestei va fi sărbătoarea a zimilor în cinstea lui Iahua. Șapte zile să mâncați azim. Asta este sărbătoarea care s-a petrecut acum. Atunci, la răstignire, da? Sărbătoarea azimilor. Hai să vedem ce aflăm despre ea. În ziua întâi să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Deci în ziua întâi ei trebuia să aibă o zi de șabat. Era considerată ca o zi de șabat. Șapte zile să duceți lui Iehoa jertfe mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Bum! Încă o zi de șabat. Deci ai și în ziua întâi o zi de șabat și ai și în ziua șaptea o zi de șabat. Și înainte fiecărui zi de șabat este o zi de pregătire. Pentru că trebuie să te pregătești pentru șabat. Tu nu poți să stai să gătești în zi de șabat, să speli, să, să întinzi rufe și mai de asta. Ziua de șabat este o zi pusă la o parte. Deci, dacă răstignirea s-a petrecut în sărbătoarea azimilor, după Paște, atunci observăm că sunt două zile de șabat. Știm că nu vorbește despre prima, că ei au luat masa de Paște și ziua următoare era ziua asta de șabat. Când nu putea fi că el au fost prins dimineața, deci putem să observăm că aici mai este o zi de șabat. Na. Acum, dacă în ecuația asta introducem pe lângă șabatul săptămânal încă o zi de șabat care are nevoie să aibă o zi de pregătire și zilele astea de șabat nu trebuie neapărat să pice sămbăta pentru că depinde de cum pică în an data atunci apare o altă problemă. Și anume, problema care se ridică este următoarea. Marcu 15 am venit, vedem încă o perspectivă a aceeași întâmplări. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea șabatului. Întrebarea se ridică. Care șabat? Șabatul azimilor? Sau șabatul săptămânal? Este o întrebare foarte importantă. Pentru că dacă este ziua pregătirii șabatului săptămânal, atunci este viner Dacă este ziua pregătirii dinainte șabatului azimilor, este ziua dinainte de ziua șabatului sau a șaptea zi a zimilor Și aia poate fi oricare zi. Pentru că depinde pe ce dată pică ziua a șaptea a zimilor dar hai să vedem în concordanță ce ne spune și suntem tot la marc 15 cu 42 și spune așa and now when the even was come because it was the preparation that is the day before the Shabbat pe noi ne interesează it was the preparation preparația asta uh, și aia este G 39, 40, adică parascheve. Și dacă ne uităm ce înseamnă cuvântul ăsta, zice așa, a se pregăti, preparație, a se echipa, ceva ce este preparat, echipament, în nou testament, în sensul evrei, ziua de preparație, ziua în care evrei făceau preparație necesară pentru a sărbători șabatul sau o sărbătoare. Deci vedem că nu neapărat trebuie să fie ziua de preparație dinainte de șabatul săptămânal. Este aceeași lucru dinainte de o sărbătoare, fist. Dar hai să vedem și celelalte Evanghelii, poate ne dau o altă perspectivă. Luca ne spune așa, era ziua pregătirii și începea ziua șabatului. Deci nu ne spune altceva decât că era ziua pregătirii și începea șabatul. Cinci-șase s-au întors și au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua șabatului s-au odihnit după lege. Iar în Ioan ne spune așa în 19.42 Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor pentru că mormântul era aproape, a pus acolo pe Iahușa. Deci vedem că în toate patru primim aceeași perspectivă, aceeași informații. Era ziua pregătirii înainte de un șabat dar nimeni nu specifică că este sabatul săptămânal sau sabatul azimilor. Țineți minte aspectul ăsta și acum hai să ne uităm la un alt aspect. Poate ne ajută să înțelegem mai bine ce se petrece aici. Deci am stabilit că este ziua pregătirii, dar ce nu suntem siguri dacă ziua asta pregătirii este o zi de vineri sau este o altă zi a săptămânii care reprezintă ziua pregătirii înaintea șabatului a zimilor și hai să vedem ce aflăm despre învierea următorul capitol Matei 28 la sfârșitul zilei șabatului când începea să se lumineze spre ziua din 1 a săptămânii deci vedem că este vorba de Dis dimineață, adică încă este întuneric, abia începe să se lumineze. Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al lui Iehova s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frică a lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iahușa, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, timp trecut, a înviat. După cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Adonai, unde zăcea în trecut. Deci, duminica dimineața, de prima oră, el nu mai este acolo. Vedem că duminica, ziua din tâi a săptămânii, când începea să se lumineze, atunci veneau femeile astea la mormânt și deja nu mai era acolo. Dar hai să vedem ce ne spune Marcu. Și aici aflăm un lucru mult mai important care o să ne ajute în cazul nostru. Marcu 16. După ce a trecut ziua șabatului, șabatul despre care vorbea în 15, vedem aici, când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirea, adică ziua dinainte șabatului, a venit Iosif din Arimatee, un sfetnic cu vază, da? pentru că vine șabatul. Deci după ce a trecut ziua acela de șabat, în care vorbeam capitolul trecut, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iahușa. Deci aici, după șabatul ăsta, ei nu mai cumpăraseră miresmele. Nu s-au dus. Atenție mare, ei aici au cumpărat miresmele. Să vedem ce se întâmplă. În ziua de întâi a săptămânii, iarăși duminica, s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele deci nu aveau cum să cumpere ei dis de dimineață când încă răsărea soarele cine stătea atunci și vindea miresmele astea nu erau non stop nu era Tesco și Ocean și tot felul de, de supermarkete hai să intru în supermarket să cumpăr mire nu exista nu exista vorbim de acum 2000 de ani deci, vedem că este vorba de două zile diferite, ziua de după șabat când ei și-au cumpărat ce au de cumpărat și după aia ne vorbește despre ziua din tâia săptămânii, care este cealaltă zi de după șabat, care este după șabatul săptămânal. S-au dus la mormânt, distă dimineața, pe când răsărea soarele, deci încă era noapte când ei se duceau. Femeile ziceau una către alta, cine ne va preveli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Au intrat în mormânt. Au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați. Căutați pe Iahușa din Nazaret, care a fost răsignit, a înviat timp trecut, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. În trecut, dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galilea. Acolo îl veți vedea cum va spus. Niște aspecte. Aceeași lucru cine ne-a spus și Petru. De de dimineața, pe când răsărea soarele, femeile astea mergeau la mormânt. Deja, de dimineața, Iahușa nu era acolo. Dar aici ne-a dat încă o, 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 perlă care ne poate ajuta în înțelegerea zilelor astea de pregătire, șabatelor și ziua întâi. Cum se petrecea. Deci am văzut în capitolul trecut că este o zi de pregătire și de asta ei se, se grăbeau să pună pe Iahușa mormânt. După ziua de pregătire, ei s-au dus, în timpul zilei, ei s-au dus să cumpere miresme ca să ducă să ungă trupul lui Iahușa și ei s-au dus să ungă în prima zi a săptămânii, deci după șabatul săptămânal. Deci vedem că este un șabat, este ziua de după șabat și este ziua de întâi, când mergeau ei din dimineața. Dar știm că dinainte de ziua de întâi este o zi de șabat, deci vedem că este șabat, zi de pregătire, șabat și ziua întâi când femeile astea se duceau la mormânt. Dar mai departe să ne face să înțelegem Luca. În Luca 24 citim așa. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt. De de dimineață. Vedem că se pune un accent foarte mare că femeile astea apăreau la mormânt foarte devreme. De vreme, de vreme. Și au adus miresme pe care le pregătiseră. Apoi când au pregătit ele miresme dacă era șabat? În șabat ele nu aveau voie să pregătească miresme. Dar am văzut în Marcu că ele s-au dus în ziua de după șabat și au cumpărat miresmele. Și vedem aici că în ziua din tâi, din dimineața, ele deja aveau miresmele pregătite. Ele nu puteau să pregătească miresmele în ziua de șabat, care era înainte de, de, ziua din tâi. Și nici în ziua din tâi, că doar ele apăreau aici de dimineață. Și știm din Marcu că miresmele astea au fost luate de după ziua de șabat. Deci nu, nu există cum să fi fost luat duminica asta când ele veneau. Să vedem mai departe. Au găsit piatra răsturnată de la mormânt. Au intrat înăuntru, și n-au găsit trupul Adola, Adonaiului Iahușa. Deci deja, de dimineață, nu era acolo trupul Mântuitorului. că nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Deci deja, duminica dimineața, el era viu. Nu este aici, ci a înviat. Deja în timp trecut vorbește. A înviat deja. Deci dimineața, duminica, când deja era înviat. Nu atunci a înviat, cum încearcă biserica sau religia să ne. să ne mintă. Nu duminica dimineața. Duminica dimineața deja era înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea când zicea că fiul omului trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor și să fie răstignit și a treia zi să învieze. Țineți minte a treia zi. Și hai să ne uităm și la Ioan ce ne spune. Ioan 20. În ziua din tâia săptămânii, iarăși duminica, Maria Magdalena s-a dus de, de dimineață, aceeași de, de dimineață la mormânt. Dar aici ne încă un detaliu pe când era încă un deci gândiți-vă că era așa de dimineață când era în afară și a văzut că piatra fusese luat de la de pe mormânt practic, sâmbătă noaptea dacă stăm să ne gândim piatra nu mai era acolo și-a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iahușa și le-a zis au luat pe Adonai din mormânt și nu știu unde l-au pus. Deci deja, duminica dimineața, sâmbătă noaptea, nu mai era piatra acolo. Și nici Adonai, nici Yahusha nu mai era în mormânt. Deci, oricine, cine are un pic de sens în cap, realizează următorul aspect. El nu a înviat duminica dimineața. El duminica dimineața deja era înviat. Acum vă dau un exemplu. Sunteți plecați de acasă. Veniți înapoi noaptea, spre dimineață. Ați fost la nunt. Și intrați în casă și vedeți că ușa e spartă. Și vă furat tot din casă. Sunați la poliție. Ce îi spuneți la polițist? Domnule, acum dimineață cine mi-a furat din casă? Sau azi noapte? Sau ieri după masa? Sau cândva în trecut? Cât eu nu eram acolo? cineva mi-a spart casa și mi-a furat tot. Ceva la ce să ne gândim, pentru că textul este clar. Duminica dimineața, dis de dimineață, el deja nu mai era mormânt. Și acum să focusăm un pic la cele trei zile despre care ne-a vorbit Yahusha. Și acum hai să rezolvăm puzzle-ul nostru. O să încerc să fac o prezentare și o să începem să numărăm de duminică dimineață înapoi. Duminica dimineața, femeile astea veneau la mormânt, dis de dimineață, sau cu alte cuvinte, este sâmbătă noaptea spre duminică dimineața. Deci, asta este punctul nostru de pornire: asta este perioada de timp în care Mântuitorul nostru nu mai este în mormânt și deoarece știm că el a fost pus în mormânt înainte să apună soarele, de acolo ne reiese că el a ieșit din mormânt, a înviat, înainte să apună soarele. Deci, să pornim cu sâmbăta sara, înainte să apună soarele, el a înviat, sau sâmbătă după masa. Deci asta este una dintre zile. Și de acolo ne reiese că și vineri noapte a fost un mormânt, deci avem o zi și o noapte, Vineri ziua a fost în mormânt și vineri asta este ziua de după șabat în care Maria s-a dus să cumpăre miresmele. Joi noaptea au fost tot în mormânt, deci avem două zile și două nopți. Joi ziua a fost tot în mormânt, joia asta este șabatul de după care Maria s-a dus să cumpere miresmele și șabatul înaintea căruia el trebuia să fie pus în mormânt adică ultima zi din sărbătoarea azimilor, iar miercuri noaptea este prima noapte în care el a fost în mormânt și așa avem trei zile și trei nopți în care el a stat în inima pământului. Și așa ajungem la miercuri ziua când a fost el răstignit și miercuri seara înainte să apună soarele a fost el pus în mormânt și atunci avem toate piesele puzzle-ului. Trei zile, trei nopți. Miercuri, care este ziua înainte de șabat, pregătirea pentru șabat. Joi, care este șabatul, ultima zi a sărbătorii azumului, a zimilor. Vineri, în care Maria s-a dus să cumpere miresmele, șabatul săptămânal, în care toată lumea s-a odihnit și Iahușa a înviat. Și duminica, când s-a dus Maria la mormânt și a văzut că Mântuitorul nu mai este. Concluzia asta noastră este foarte importantă, pentru că atunci profetul Daniel ne face mult mai mult sens. Dacă citim Daniel 26 așa, după aceste 62 de săptămâni, un sul va fi stârpit, adică Iahușa va fi răstignit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca prinsul, ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșitul și împreună cu el și pustirea. De aici este partea care ne interesează. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa uruciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Vedem că la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa. Păi cum a făcut el să înceteze jertfa? prin înlocuirea ei cu o jertfă mult mai presus și mult mai valoroasă, adică prin jertfa lui Yahusha Hamașiac. Și dacă jertfa asta a încetat la mijlocul săptămânii, atunci înțelegem că jertfa lui Yahusha a fost adusă în mijlocul săptămânii. Și atunci concluzia noastră este corectă. Nu ca și concluzia bisericii în care ei zic că vineri a fost răstinit și ei reușesc să calculeze trei zile și trei nopți până duminica și ei zic că duminica este învierea, ce adevărul care ne este arătat prin scripturi, că învierea a fost sâmbătă, duminica el deja nu a mai fost în mormânt, el a fost răstignit miercuri, la mijlocul săptămânii, cum ne spune profetul Daniel. Și putem observa că toate piesele a puzzle-ului nostru intră foarte frumos la locul lui. Șabatul, care este ultima zi a sărbătorii a zeimilor, ziua de după șabat în care Maria a făcut cumpărăturile, a cumpărat miresmele, șabatul săptămânal, când Mântuitorul nostru a înviat și ziua de după șabatul săptămânal, adică ziua întâi a săptămânii, când Maria s-a dus la mormânt și Mântuitorul nu mai era acolo. Cum am văzut și episodul trecut, Duminica nu are nicio bază scripturală. Din scripturi nu iese nicio importanță a zilei de duminici. Singura zi care are o importanță foarte mare și ne învață scriptura că trebuie să o respectăm, este șabatul. Am văzut și episodul trecut cum biserica minte și ne ascunde adevărul. Și numai că minte, ei răsucesc și răstărmăcesc adevărul ca să împingă agenda lor, asta de a sărbători și de a respecta ziua Domnului. Domnul înseamnă. Baal, ziua lui Iehova și ziua peste care este Domn, Mântuitorul nostru, este șabatul. Și scripturile sunt foarte clare. Ca închiere vă spun următorul lucru. Ezechiel 20, 18. Atunci am zis fiilor lor în pustie. Nu vă luați după rândul părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor, și nu vă spurcați cu idolii lor. Eu sunt Iahua, Elohimul vostru. Umblați în tocmai după rânduielile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le. Dacă v-a plăcut prezentarea asta și v-a fost de folos, puteți să dați un like, eventual un share, puteți să lăsați și un comentariu. Dacă nu, și așa este bine. Iahua să vă păzească căile, Aves grégio de voi Shalom